Deși inițial a fost un produs al unui amestec de populații și culturi, tangoul a ajuns astăzi expresia simbolică a Argentinei, unul dintre cele mai cunoscute și răspândite dansuri din întreaga lume, un fenomen cultural și intelectual de un rafinament extraordinar. Pentru iubitorii acestui fenomen, Festivalul Internațional de Tango Argentinian, Timișoara Tango Festival, a debutat vineri seară cu Milonga Riviera la clubul Swiss House, un eveniment de anvergură cu rezonanță marcantă, atât în țară cât și pe plan internațional, organizat de școala de tango argentinian Tango Embrace din cadrul asociației Art Embrace, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Primăriei Timișoara. În cadrul festivalului au participat peste 200 de dansatori profesioniști și amatori din 5 țări. Vineri seara au avut loc demonstrații de tango argentinian oferite de Horia Pop și Ioana Lascu din Cluj și Max Van der Vorde cu Solange Acosta din Argentina, cei din urmă fiind campioni mondiali ai categoriei Tango Escenario în 2011. Oamenii din tango pentru mine sunt deosebiți. Sunt oameni deschiși, oameni care au depășit de mult perioada micilor orgolii și simt cu adevărat că în acest eveniment întreaga comunitate de tango din Timișoara, pentru că sunt 3 școli de tango argentinian, toți au venit alături și au sprijinit acest eveniment și nu numai din Timișoara, în mod special din București, acolo unde sunt școli cu vechime de 7-8 ani. Cu toții sunt veniți aici la Timișoara să susțină acest eveniment. Cu siguranță că este ceva important pentru România și pentru Timișoara, ca și promovare a capitală culturală europeană. Sâmbătă de la ora 15, festivalul de tango a continuat cu o altă întâlnire dansantă la clubul Swiss House, iar cu începere de la ora 22 a avut loc Milonga Baroc la Muzeul de Artă Palatul Baroc din Piața Unirii, cu demonstrații de tango argentinian oferite de Dimitris Biskas și Mariana Patsarika din Grecia și Tudor Alexandru Mihai cu Raluca Oana Aldea din București. Duminică, începând cu 21:30, Augustin Păun și Oana Ispir din București și Lucian Stan cu Monica Sur vor face demonstrații de tango argentinian în cea de-a 3-a seară și ultima a festivalului, la Milonga Bastion, în mansarda Bastionului Terezia.